Bună ziua, înalt preasfinția voastră, stimate domnule primar, stimați invitați, dragi public, bine ați venit la manifestările dedicate zilei limbii române, eveniment organizat de Primăria Municipiului Cluj-Napoca în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor Filiala Cluj. Evenimentul este organizat în baza legii numărul 53/2013 privind instituirea zilei limbii române pe 31 august. Fiind zi națională, începem evenimentul cu intonarea imnului național al României. Manifestării vom da cuvântul domnului Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca. Înalt preasfinția voastră, doamna președinte a Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj, distinse doamne, distinși domnie, distinsă audiență. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre și vă asigur că după acest moment strict inaugural, pe perioada discursurilor care vor urma, vom reamenaja puțin desfășurarea evenimentului, astfel încât să nu stea lumea în soare la o temperatură care văd că este de peste 30 de grade și invit pe colegii mei deja să studieze posibilitatea amplasării scaunelor pe această zonă, astfel încât oamenii să poată asculta câteva prelegeri importante despre limba română, deci loc ca acele scaune care sunt libere să fie mutate acolo pentru ca dumneavoastră să puteți avea acces și să putem
să ne bucurăm de ziua limbii române și chiar dacă Dumnezeu ne-a dat o vreme atât de frumoasă, totuși să poată fi în condiții bune. Acum, dragii mei, ziua limbii române se sărbătorește în România la data de 31 august, la aceeași dată ca limba noastră, o sărbătoare similară celebrată în Republica Moldova din 1990. Asta arată și ne spune, de fapt, despre esența poporului român, că în ultimă instanță limba și credința noastră creștină au fost pilonii fundamentali care ne-au asigurat continuitatea în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Conform legii și legea 53/2013, ziua limbii române poate fi marcată de către autorități. Dumneavoastră ați învins și pandemia, așa cum poporul român prin limba română și religia ei creștină a reușit să dăinuie peste secole. Deci, cu alte cuvinte, nici pandemia nu poate opri limba română să fie sărbătorită, celebrată chiar și la 31 de grade Celsius. Limba română, potrivit președintelui Academiei Române, este în primele 20 de limbi vorbite, printre cele 6-7 mii de pe planetă. Limba romanică, română este vorbită în toată lumea de 28 de milioane de persoane și este a cincea, după numărul de vorbitori, dintre limbile romanice, după spaniolă, portugheză, franceză și italiană. Limba română este una dintre cele 5 limbi în care sunt oficiate servicii religioase în statul monastic Muntele Athos, o regiune autonomă din Grecia. Și evident, sunt multe lucruri care pot fi spuse despre limba română, dar evident că avem invitați de marcă care cu siguranță ne vor da multe elemente pe care eu nu le pot aduce astăzi aici. Eu închei spunând că această sărbătoare a limbii române este o sărbătoare a culturii în ultimă instanță și trăim într-o citadelă culturală care a făcut și face din cultură o prioritate majoră. Chiar și la aceste condiții grele de pandemie, primăria a susținut și susține activitățile culturale la fel ca înainte. Chiar și la această perioadă ne-am amintit de ce spunea Jean Monnet spre sfârșitul vieții, când spunea că dacă ar fi să refacă procesul construcției europene, ar începe cu dimensiunea culturală. Pentru că da, instituțiile de sus în jos sunt importante, dar fără identitatea noastră cultură și bazată pe diversitatea limbilor europene, nu vom reuși. De asemenea, le spun colegilor care mai au îndoieli în privința finanțării culturii, că Churchill, în timpul celui de-al doilea război mondial, într-o ședință a cabinetului, când a venit ministrul finanțelor și i-a propus să ia bani de la cultură, să dea la apărare ca să câștige războiul, Churchill i-a răspuns: păi dacă luăm bani de la cultură, de ce să mai câștigăm războiul? Sunt metafore importante, dacă care sper eu că vor dăinui și în România și în alte părți ale lumii cu privire la importanța dimensiunii culturale. Aș încheia într-un mod atipic. Am găsit aseară o afirmație a fostului ambasador al Libanului în România, Rami Advan, care acum este ambasadorul Libanului în Franța. Și ambasadorul României din Franța i-a invitat pe foștii ambasador la o discuție și acolo acest ambasador a spus următoarele lucruri despre limba română. Este o limbă care îți deschide uși, este o limbă care te înfiază și te integrează. Cred că spune mult adevăr din partea unei persoane care într-adevăr nu știa limba română, dar ne-a cunoscut și acum cunoaște foarte bine limba română. La mulți ani limbii române și tuturor vorbitorilor ei. Vă mulțumesc tuturor! Acum, pentru că v-am rugat, haideți să facem această pregătire, să nu rămâneți în soare, eu știu ce este acolo. Haideți să facem o pauză de 5 minute pentru a regândi puțin prezența dumneavoastră în locuri care să țină, pentru că nu se vor supăra colegii mei, tocmai pentru a pregăti așa cum trebuie. Aici unde este umbră, să ne putem bucura de aceste prelegeri importante. Cu permisiunea dumneavoastră, înainte de a invita pe cei care astăzi ne vor încânta cu prelegerile lor, aș vrea să îmi permiteți să invit două persoane dragi mie și care de fiecare dată și-au arătat atașamentul față de tot ceea ce înseamnă spirit național, credință creștină, dimensiune culturală a Clujului. Pe înalt preasfinția sa, l-aș ruga cu mare plăcere
să ne adreseze câteva cuvinte în această zi specială a limbii române și de asemenea pe doamna Irina Petraș, un om care nu trebuie să țineți prelegere, știu, ați delegat atribuție, dar un cuvânt trebuie să-l spuneți din partea a ceea ce înseamnă dimensiunea cetății noastre și asociației și a structurii pe care o conduceți, atât de importante pentru orașul. După care, evident, vom asculta prelegerile. N-ar prea sfinția voastră, vă așteptăm să ne adresați mesajul domniei voastre. Stimate domnule primar, doamnă președinte a Uniunii Scriitorilor, distinsă asistență, scurtul meu cuvânt, acum când sărbătorim limba română, bunînțeles că va fi de natură spirituală. Și voi pleca de la o afirmație făcută de Sfântul Apostol Pavel în epistola către romani. Credința e din auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Acum noi, românii, cuvântul lui Dumnezeu l-am primit și îl primim prin dulcea limbă românească. De aceea este foarte importantă pentru noi limba română, limba pe care o vorbim, limba dragă sufletului nostru, de-a lungul vremurilor. Referitor la limba română, cei ce au fost inspirați de sus au scris lucruri extraordinare. Încă într-un rând, fiind aici și sărbătorind de limba română, l-am citat pe Alexei Mateevici, părintele Alexei Mateevici, care, referitor la limba română, a scris niște versuri extraordinare. Nu vă voi cita toată poezia, dar trei strofe din ea totuși le voi reproduce. Și părintele Alexei Mateevici zice așa în poezia Limba noastră. Limba noastră-i o comoară, în adâncuri înfundată, un șirag de piatră rară pe moșie revărsată. Limba noastră-i foc ce arde, într-un neam ce fără veste s-a trezit din somn de moarte ca viteazul din poveste. Limba noastră e graiul pâinii, când de vânt să mișcă vara în rostirea ei bătrânii, cu sudor sfințit au țara. Și-și continuă părintele Alexei Mateevici gândurile lui legate de limba noastră românească. Și am zis că prin această limbă primim cuvântul lui Dumnezeu, mesajul mântuitor care ne duce la nemurire. Și un alt inspirat al neamului nostru, Alexandru Vlahuță, referindu-se la cuvânt, la cuvântul românesc, prin care reușim să transmitem sentimentele noastre, la cuvântul românesc, cu ajutorul căruia ne adresăm și bunului Dumnezeu și semenilor noștri. Și referitor la cuvânt, Alexandru Vlahuță vrea să ne facă conștienți că îl putem întrebuința bine, ziditor, cuvântul, dar în același timp îl putem întrebuința și destructiv. Și din poezia lui, nu vă citesc toată, tot așa, doar trei strofe, înțelegem lucrul acesta, cât de puternică e limba noastră,
cât de puternic e mesajul pe care îl transmitem cu ajutorul ei. Cam basmei a cuvântului putere. El luni aievea face din păre și chip etern din umbra care piere și iarăși azi, din ziua cea de ieri. El poate morții din mormânt să-i cheme. Sub vraja lui atot puternic ești, străbat în orice loc și în orice vreme și mii de feluri de vieți trăiești. Și apoi ne face conștienți. Voi, căror vi s-a dat solia sfântă de preoți ai acestei mari puteri, voi, în al căror suflet se frământă întunecate valuri de dureri și gânduri de un întreg popor gândite, nu duceți minunatul vostru dar ofrandă mâinilor nelegiuite, ci ca pe o sfântă masă din altar, a împărtășirii taină prea curată, așa cuvântul să vi-l pregătiți, ca mii de inimi la un fel să bată și miilor de veacuri să vorbiți. Dulcea noastră limbă românească va fi folosită până când pentru a doua oară Domnul Iisus Hristos va veni și va începe veacul nesfârșit al împărăției cerurilor. E adevărat că acolo va fi prezentă limba îngerească, dar până atunci limba noastră românească e ca o limbă îngerească. O sărbătorim astăzi și rugăm pe Dumnezeu să ne ajute tuturor ca prin limba noastră curată, sfântă și bună să putem transmite lucruri care îi mângâie, îi întăresc și îi înalță pe oameni. Felicitări tuturor românilor cu prilejul zilei limbii românești. Așa cum am spus, o invit pentru un mesaj în această zi specială pe doamna Irina Petraș, președinta Uniunii Scriitorilor din România, filiala Cluj. Aveți cuvântul, doamna președinte. Da. Bun, de la microfon se poate vorbi fără mască. Da? Ok. Nu de alta locuitoare ai limbii române, dar îmi place, dacă eu nu vă văd figurile întregi, măcar să mi-o vedeți voi pe a mea. Așadar, la mulți ani locuitoare ai limbii române. Acum 7 ani am vorbit pentru prima dată la o asemenea manifestare de Ziua Limbii Române. Am vorbit apoi an de an, însă m-am gândit că filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor are 300 de membri aproape și toți sunt, de fapt, prin fiecare pagină pe care o scriu, niște elogiatori ai limbii române și ai puterii ei. De aceea i-am rugat pe colegii mei să vorbească despre limba română ca niște meseriași ce se află. Aș vrea să vă spun doar ceva. Anul ăsta, fiindcă am fost obligați la singurătate și distanțare, am fost obligați să ne simțim, am scris într-un text pentru România Literară, ca într-un soi de gară planetară, tot așteptând să se întâmple ceva și această perioadă să treacă și să ne comportăm din nou ca niște oameni normali care comunică firesc în limba română, care locuiesc și trăiesc în limba română. Îmi dau seama, acum, adineaori mi-am dat seama, că am simțit că nu se poate ca toate aceste luni să treacă fără vorbit în limba română, măcar în scris, dacă nu altfel. Așa că i-am convocat pe colegii mei la mai multe proiecte editoriale, toate însemnând elogii ale limbii române, ale istoriei, ale vechimii ei, ale capacității ei de a vindeca toate bolile cu care omul se întâlnește. Așa se face că mi-au răspuns colegii într-o carte care se numește Cartea Cuvintelor Madeleine,
Madeleine, fiind legat de amintire, de origini, de rădăcinile noastre care sunt toate legate de limba pe care o vorbim, în care ne-am născut și în care trăim, i-am convocat să inventarieze toate istoriile literaturii române, fiindcă și asta se face prin limba română și însemna o comunicare, însemna un mare simpozion despre literatura română. I-am convocat să scrie, să vorbească românește, despre picturile de la Muzeul de Artă. Toate aceste lucruri au însemnat că i-am chemat pe colegii mei și mi-au răspuns cu entuziasm să nu tăcem în această perioadă, să vorbim în continuare cât putem de frumos și de profund, de mlădios despre limba română. Să o folosim în continuare și să dovedim că avea dreptate italianul de pe vremuri, secretar la o curte de pe vreme a lui Matei Corvin, care zicea că românii sunt, românii mai ales din această zonă, dar românii în general, sunt mai degrabă gata să-și dea viața decât să renunțe la limba lor, să renunțe la o apăra, la o face din ce în ce mai frumoasă, mai bogată și mai vibrantă. Așadar, noi scriitorii am reușit să vorbim în limba română, despre limba română, chiar dacă situația aceasta, care înseamnă, ziceam, singurătate și distanțare și așteptare, să nu fie una tragică, ci să fie una despre care am avut ce spune. În timpul căreia am avut ce spune mereu în limba română, mereu cu substanță, mereu cu grație, dacă vreți, încercând să fim în continuare locuitorii vii, alerți, optimiști ai limbii române. La mulți ani! Mulțumesc mult, doamne Irina Petraș, pentru acest mesaj. E o toamnă nebun de frumoasă la Cluj. Cred că prin asta am făcut cea mai bună introducere pentru cel care va urma să ne susțină o prelegere despre limba română, nimeni altul decât poetul și scriitorul Horea Bădescu, cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca. Excelență, aveți cuvântul. Înalt preasfinția voastră, domnule primar, distinsă audiență, dragi colegi, sigur că este o zi de sărbătoare a sufletului nostru, dar orice sărbătoare propune o rememorare exactă a sensului ei și a substanței ei. În celălalt secol, bântuit de cele mai blestemate blestemății, dar neinvadat încă de blestemul vorbelor fără noimă, al țățăriei universale și cinismului retoric, care scoate umanitatea în afara adevărului prin care se definește ca atare, cuvântul, filozoful german Wittgenstein ne sfătuia cu înțelepciune: ceea ce nu poate fi spus trebuie tăcut. Dacă ar fi trăit astăzi, ar fi adăugat: ceea ce nu spune nimic trebuie tăcut. Fiindcă nu pentru a spune nimic ne-a fost rostuită partea noastră de logos, acele aștii, scântei, semințe de logos spermaticos cu care venim înzestrați în lumea exprimată, dar atât de puțin lămurită asupra esenței și rostului ei de lume, care există între două margini de eternitate, ci pentru a încerca să scoatem din ascunsa sa neascundere legătura inextricabilă care ne face părtași la puterea ce ține în mâna sa universul. Cuvântul care poartă în el murmurul eternității în inima noastră. Cuvântul care găzduiește în posibilele sale deopotrivă rațiunea logică și rațiunile inimii. Fiindcă presimțirea acestei legături sacre nu e treaba rațiunii logice, ci introspecției, a autopsiei în sensul ei originar de vedere a sinelui. Locul în care degetul inexprimabilului a pus semnul de recunoaștere și temeiul legăturii cu logosul divin.
De aceea am afirmat deoseori, parafrazându-l pe Petre Țuțea, că între noi și Dumnezeu stă limba română. Cuvântul, cel prin care toate s-au făcut și care ne-a fost dat pentru a înțelege cursul lumii, devenirea ființei și devenirea noastră într-o aceasta. Limba e aceea care ne dă acel sentiment românesc al ființei despre care scria Noica. Mai presus de orice suntem români, în măsura în care suntem ai limbii române. Scriam cândva că instinctul este memoria cărnii, așa cum Dumnezeu este memoria sufletului. Ei bine, din această perspectivă, limba este memoria identității unui popor. Ea conține tot ceea ce îl particularizează pe acestea, toate acele aplecări interioare care îl așează într-o matrice unică, nici superioară, nici inferioară, în tabelul elementelor care constituie umanitatea. Pe toți ne-a ținut la oaltă limba română. Ei suntem datori existența noastră în viață ca și în moarte. Pe ea trebuie să o cinstim, să o veghem, să o iubim. Dar a iubi limba română înseamnă a-i trăi și suferirile, a-i le aduce la lumină încercând să o întorci în starea de sănătate. Am afirmat într-un alt context că starea unei națiuni se oglindește în starea limbii acesteia. Și trebuie să constat cu mâhnire că limba română se află în mare suferință, că e bolnavă pe toate palierile ei de întrebuințare. De la limba găunoasă și semidoctă a administrației și politicii, a cărei măsură o dă în aceste zile încăpățânata utilizarea nefericitei formule distanțare socială, la limba de beton a mass media, cu aceleași formulări căznite, cu aceleași clișee, cu subiect și predicat, care voiajează într-un vesel dezvăț de pe un canal pe altul, prioritizând barbarismele romglezei de cartier, în care se crizează și se aberează, împroșcând focurile de artificii al vreo 4-5 superlative menite să stârnească spăimosul interes. Cam tot atâtea câte numără limbajul internauților turmentați de aerul tare al unei libertăți fără margini. Până la româna vulgata, în cotidiana și consecventa ei expresivitate falică, probă de maturitate și bărbăție până și la junele codane, transmisă din tată în fiu, din casă în stradă, din stradă în școală, cu obstinație jihadică. La școală, Caliban ai vrea să strigi. Dar care școală? Aceea pe care au transformat-o o suită de miniștri care aveau legătură cu orice în afară de pedagogie, până s-a ales praful de ea? Aceea din care limba română, cartea noastră de boierie, cum o numea Caragiale, a fost alungată pentru o inodoră și pe zi ce trece mai insipidă limbă de comunicare? Aceea în care deprinderea multimilenarei scrieri, a dansului sublim pe pagina imaculată, prin care mâinile înmănunchiate ale literilor iscă materialitatea cuvântului, trupul viu al sensului, fresca magnifică a spiritualității omenești la care ești participant, e înlocuită cu impersonala și mecanică atingerea tastaturii, aceea ai căror absolvenți scriu la bacalaureat, dacă știu să o facă, cu aldine în mijlocul cuvântului, căci despre regulile ortografice nu se mai poate vorbi, acestea fiind subiect de doctorat. Aceea din care acuzativul e pe cale să fie alungat, în care articolul genitival și pronumele de întărire au ajuns de râsul curcilor, iar accentul are fluiditatea cursului bancar. Aceea care a dus în ultimele decenii la înspăimătătoarea cifră de 40% analfabeți funcționali, cum certifica cu infinită tristețe și disperată revoltă academicianul Ion Aurel Pop, într-o țară care ridicase analfabetismul. Binecuvântată fie pandemia care va desăvârși procesul de prostire al școlii românești. Școală din care istoria națională, suma faptelor prin care aceia cărora le suntem urmași au ținut țara în ființa ei cu sângele și viața lor, cu biruințele și înfrângerile lor, e exilată în numele unui concord iluzorii, al unei pax magna fără conținut? Școala? Expulzați din ea ori marginalizați limba română și istoria românilor, duceți în derizoriu temeliile identității noastre, ștergeți memoria unui popor pe care a devenit o populație în uitare de sine, ceea ce n-au reușit marile migrații, ceea ce n-au reușit marile imperii și jocurile murdare ale intereselor strategice, vom reuși noi înșine. Prin noi înșine, după o vorbă dragă multora, pentru care sensul adevărat al ei este pentru noi înșine. Ne batem joc de prea minunatul dar pe care îl primim la naștere, limba română, cea care leagă pentru noi adâncul și înaltul. Cuvintele ei sunt fuștele scării lui Iacob,
scara pe care urcă spre nunta eternă sufletul atât de dezbațcoitului cioban mioritic și pe care adie pasul transcendentului care coboară. Scara care ne îngăduie să urcăm spre adevărata noastră umanitate, transcendența, fiindcă ea, transcendența deosebește și separă omul de animal. Din totdeauna cerul i-a rămas străin boului. A stat cu capul în brazdă, dar măcar aceea era rana maicii țărână, rana pământului care poartă în sine viața și moartea, stingerea și învierea, într-o durată ce amintește de marele timp, făcându-ne să înțelegem că nimic nu durează, dar nimic nu pierde cu adevărat. Cu oglinda uraniscului e greu pământului că zenitul nadir se reflectă, că legea morală din mine e fărâma cerului de deasupra. Noi, moderni, stăm cu ochii pierduți în neantul virtual, în fantasmele inexistentului, în clona online a lumii și vieții adevărate, care trec pe lângă noi fără să le băgăm și fără să ne bage în seamă. Pentru noi cerul e zăvorât, ar zice Lucia Blaga. De vom lăsa să se surpe scara limbii române, așa va rămâne pentru totdeauna. Ajutați-o să fie rostul și slava rostirii ei, fiindcă fără de ea, nu doar ai ființei noastre nu mai suntem, ci nici ai acestui pământ. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului Horea Bădescu pentru această frumoasă prelegere și acum îmi revine plăcerea să îl invit pe poetul, prozatorul Vasile Igna să adreseze mesajul domniei sale, uitându-mă un pic peste volumele de poezii pe care domnia sa le-a scris în decursul timpului, văd una interesantă din 1981, Starea de urgență. Starea de urgență. Da, suntem prima dată noi în România, când am încercat, cel puțin după 1991, de la intrarea în vigoare a actualei Constituții, starea de urgență și a fost timp de 2 luni. Evident, nu avem ce amesteca poezia cu starea constituțională, dar cred că au un numitor comun. Faptul că, indiferent cât de greu ar fi, nici poezia, nici limba română nu abandonează. De asemenea, Naufragiu în bibliotecă, din 2001, ce titlul mai frumos și mai relevant pentru orice iubitor de limbă și de cultură. Și, fără alte multe introduceri, e o onoare și o plăcere să-l invit în fața dumneavoastră pe domnul Vasile Igna. Aveți cuvântul. Înalt preasfinția voastră, domnule primar, doamnelor și domnilor, dragi colegi, nu despre starea de urgență, fie ea și cea despre care am scris acum aproape 40 de ani, voi vorbi acum. Dar în subtextul textului meu este vorba și despre așa ceva, despre o stare de urgență care nu este a mea, care nu este a dumneavoastră, care este a întregii nații, a tuturor celor ce vorbesc limba română. Există mai multe moduri de a-ți mărturisi iubirea, după cum există cel puțin la fel de multe pentru a-ți exprima teama, uimirea, bucuria, disprețul sau dezamăgirea. Când vorbim însă despre limba maternă, această iubire nu poate lua alt chip, altă înfățișare și un alt tipar decât cel al mamei. Pare puțin tautologic, dar nu e, deoarece identificarea merge mai departe și ne vorbește despre momentele aurorale ale ființei, despre gesturile esențiale care însoțesc primul sărut al mamei, despre înfășarea în veșmântul imaculat de după venirea în lume, despre gustul primei picături al laptelui matern,
despre blânda legănare în brațele acesteia de după primirea marii taine a botezului. Lingviști, istorici, scriitori de toate înzestrările s-au întrecut în a numi limba română cu cuvinte pe care eu am încercat timid să le suplinesc cu amintirea acestui sentiment copleșitor care nu m-a părăsit niciodată în viața mea conștientă. Limba noastră, ca un fagure de miere, limba noastră, o comoară și ceva mai aproape de zilele noastre memorabile la zicere, patria mea e limba română, sunt definiții metaforă care și-au păstrat profețimea, adevărul și relevanța. Nimeni nu poate contesta adevărul că ne naștem într-o limbă și ne botezăm întru ea. Și o locuim când cu grijă, când cu nepăsare, dar de părăsit o părăsim doar atunci când vine ceasul sorții, știind că ea va supraviețui atâta vreme cât va mai fi un singur om care să-i cunoască și să-i înțeleagă vorbele, să-i recunoască și să-i îngâne misterioasa îngemânare a sunetelor, să-i asculte și să-i suporte asprimile și micile răutăți, să se bucure și să se minuneze de rostogolirea mereu surprinzătoare a ritmurilor sale. Până la urmă, aici și sălășluiesc misterul, generozitatea, dărnicia și grația unei limbi. Ele îi acordă acesteia specificitatea, unicitatea și infinitul ei spirit democratic. Altfel spus, limba română este aceeași pentru toți, dar devine a fiecăruia dintre noi, potrivit modului în care o vorbim, o scriem și o înțelegem. Legăturile ei cu gândul, mai precis spus cu gândirea, cu logosul, sunt consubstanțiale, inseparabile. Altfel spus, ea poate fi falsificată de un falsificator și manipulată de un manipulator, dar de trădat nu trădează niciodată. Nimeni nu este proprietarul ei absolut, dar toți suntem moștenitorii acelui proces inefabil, a acelei combustii miraculoase prin care o alăturare de sunete, de tonuri, de semitonuri și de accente devine un cuvânt capabil ca el singur sau în asociere să facă din noi făuritori de sens, transmițători de simțire și purtători de concordie, frățietate, gâlceavă, despinare sau bună înțelegere. Pe de altă parte, e nevoie să acceptăm că nu există limbi pure, cu ADN imuabil și destin liniar. Procesul de refacere, îmbogățire și regenerare e irepresibil. El aparține firii profunde a oricărei limbi. Doar că logica ei nu e întotdeauna egală cu rigoarea. Și nici lipsa de rigoare nu e sinonimă cu hazardul și aventura. Limba alege singură și judecă după coduri nescrise, deoarece gramaticile, îndreptarele ortografice și ortoepice sunt convenții de o mare utilitate practică, dar din nefericire ignorate de o bună parte dintre vorbitori. Pericolul nu este al preluării, ci al preluării de oriunde și a orice, și mai ales al acceptării necondiționate. Desigur, lăcașul protector al limbii e disponibil să primească sub cupola ei generoase și bune, și mai puțin bune, dar la regere o facem noi. Organismul limbii validează sau respinge, compromisul e rar și se vede de la o poștă. Eu cred că e un semn nu doar de bună educație, ci și de bună credință, să știi să deosebești necesarul de inutil, grâul de neghină. Când mângâiem, certăm, lăudăm sau hulim, nu alegem cuvintele la întâmplare și nu ne facem că nu simțim că inima bate mai tare sau că mintea se luminează ori se încetosează pe măsura vorbelor pe care le spunem. Am recitit de curând o carte pe care eu o consider extraordinară, apărută
în 1993, dar scrisă cu mult vreme înainte, vreo 20 ceva de ani înainte și nepublicată decât atunci, ea se intitulează Romanitatea românilor și aparține istoricului Sas din Transilvania, emigrat prin 1980 și ceva în Germania, pe numele său Adolf Armbruster. Ea este subintitulată Istoria unei idei și este o carte de istorie, deci una despre origini, trecut și devenire și, după modesta mea știință, una din mărturiile cele mai articulate și mai convingătoare despre conștiința apartenenței noastre la marea familie a popoarelor și limbilor romanice, așa cum s-a configurat aceasta începând cu secolul al X-lea. O evoc aici doar pentru simplu fapt că, alături de alte cărți clasice ale domeniului, precum cea a istoricului Gheorghe Ibrăteanu, această carte vorbește despre enigma și miracolul istoric al continuității românești în Europa de răsărit și pe cele două maluri ale Dunării. Dacă această supraviețuire, această continuitate a fost cu adevărat o enigmă, și se pare că a fost o enigmă, ea a fost cu certitudine și un miracol. Iar acest miracol are numeroase justificări, dar o singură explicație, una care surmontează toate controversele istoricilor, toate dilemele și ambițiile desenatorilor de granițe fictive, a întâietăților clamate țanțoși și a moștenirilor fără certificat. Ea ne spune, ne demonstrează, ne adeverește că limba este prin datul ei genetic, ontologic, dar și prin destinul ei istoric, cel mai puternic, mai trainic, mai intim și mai durabil element de legătură între membrii unei colectivități. Ea singură, alături de libertatea, cea interioară și cea din afara noastră, ea singură este în măsură să facă dintr-o populație risipită un popor, dintr-un popor mai mult sau mai puțin dezbinat, o națiune și dintr-o națiune un adevărat simbol. Dar nu un simbol oarecare, pe care să ne-l prindem la rever ca pe o insignă de ocazie sau ca pe o cocardă, fie ea și tricoloră, și nici să-l arborăm ca pe un steag, doar la sărbători și prilejuri festive. E un simbol care vorbește despre perenitate, unul cu care conviețuim într-un fel de cosangvinitate cosmică, metafizică, în fiecare ceas, clipă, ori împrejurare a vieții noastre. Ea e limba mamei, adică cea care mângâie, cea care ceartă, care pedepsește și iartă, dar nu trădează niciodată. Din motive asupra cărora nu e momentul să zăbăbim acum, dar extrem de îngrijorătoare, pentru că sunt insidioase și adesea perverse, nu ne găsim în momentul cel mai fast al evoluției limbii române. Dar eu, ca fost profesor de limba română, ca fost editor timp de peste 25 de ani și care sunt, cum spune Ardeleanu, o țâră de scriitor, sunt încrezător. Coruptă sau nu de avanțul globalizării, scârțăind din încheieturi la fiecare cotitură bruscă a istoriei, limba română își va modifica înfățișarea după cea a vorbitorilor ei, dar va supraviețui odată și împreună cu aceștia. Iată de ce, cu atât mai mult și mai apăsat, se cuvine că azi, de ziua ei, să nu ne mulțumim doar să o elogiem în cuvinte mai mult sau mai puțin potrivite, ci mai ales să promitem și să ne promitem că ne vom strădui să o cinstim așa cum se cuvine. Adică vorbind-o frumos și corect, scriind-o cu înțeles și har și păzind-o ca pe ochii din cap. Să nu o batjocorim amăgindu-ne că îi putem pronunța sunetele după ureche, că putem pune accentele cum ne convine, ori că putem, de pildă, schimba genul, numărul și cazul unui substantiv după cum ne taie capul. A comunica
este virtutea principală a unei limbi. Dar a vorbi frumos și curat înseamnă a cugeta corect și cinstit, înțelegându-te pe tine și făcându-te înțeles de alții. Ceea ce, cu îngăduința dumneavoastră, am încercat și eu. La mulți ani limba română, la mulți ani tuturor celor care vorbesc și care o slăvesc și o cinstesc cum se cuvine. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc domnului Vasile Igna pentru frumoasa și aprofundată prelegere. Acum, dacă știm cu toții că acest oraș minunat, citadela noastră culturală, a crescut și, eu spun, crește în continuare sub zodia echinoxului și a revistei Steaua, avem astăzi ocazia de a avea în fața dumneavoastră un echinoxist de primă generație și care ne-a încântat și ne încântă cu versurile domniei sale de ani buni, autor a multor poeme. Doar amintesc Curtea Medicilor din 1979 sau Drumul strâmb din 2001. De asemenea, volume traduse în germană, maghiară, macedoniană și franceză. Avem onoarea și plăcerea, doamnelor și domnilor, de a avea astăzi, cu ocazia Zilei Limbii Române, în fața dumneavoastră, pe poetul, prozatorul și eseistul Adrian Popescu. Aveți cuvântul, este o onoare și o plăcere să vă invităm. Mulțumesc, înaltea sfinția voastră, domnule primar, iubiți ascultători, dragi colegi. Am un elogiu al limbii române care s-ar rosti așa. Descoperim cu uimire, pe la 3-4 ani, cuvintele limbii materne și asemenea scriitorilor adevărați credem în puterea lor. Limba română se dovedește primitoare și plasticizantă pentru a transpune imaginile care-i străbat copilului visele. Nu are el precizia termenilor, desigur, nu poate să o aibă deocamdată, dar are iluminările poetice, are cuvintele lui care se nasc dintr-o magmă a limbajului mitic, dintr-o copilărie a umanității. Apoi, deprindem încet proprietatea cuvintelor limbii române, o limbă savuroasă, suculentă, mobilă. Stratul latin original, nobil, de o mare demnitate, se îmbogățește cu aportul melodios, slav, cel mai aspru, cu cel mai aspru, cu cel maghiar, să spunem, cu neologismele provenind din franceză sau abundent acum din engleză. Adolescentul descoperă puterea cuvintelor altfel decât copilul. Pe lângă cea putere mitică și o putere ambiguă, o putere mistificatoare, dublarea prin limbă, sau de dublarea, dacă vreți, descoperă poezia sau măcar forma sa cotidiană alături de cea a gesturilor, a simbolurilor, uneori degradate. Poezia din cărți sau transmisă prin ecranele telefonilor digitale. Limba română poate avea caracterele versurilor eminesciene sau sărăcia ideatică a unor texte recente din manelele contemporane. Trebuie să alegem. Limba română poate fi regina literaturii sau slujnica șleampătă, dar închipuită, împodobită cu gablonțuri vulgare. Poate fi tatuată peste tot cu englezisme, americanisme, barbarisme sau poate fi clară și adaptată cu măsură noilor tehnici digitale. Cum vorbim, așa trăim, așa gândim lumea din jur, ca pe o structură organică, vie, palpitândă sau ca pe o masă flască de cuvinte moarte, de coș fără miez ontologic. Cuvântul are cea mai intensă încărcătură spirituală din univers. El poate efectiv naște realitatea. Cu verbele și substantivele, cu adjectivele limbii române, nu te poți juca oricum. Cuvintele poeziei, dar nu numai ele,
pot întemeia sau pot distruge. Sigur, dadaismul se joacă amuzant cu cuvintele limbii române. O poetă poate inventa limba spargă, pure sonorități private de orice sens. Suprarealiștii români din perioada interbelică și imediat postbelică se supun unor experiențe lingvistice de torsiune a limbii noastre, cea ca un fagure de miere, separând miera prin distrugea fagurelui, a hexagonelor stupului. Limba română s-a manifestat ca un aur fluid, mlădiindu-se în imaginile originale inventate bunoară de fantezia unui Nichita Stănescu sau în traducerile unui Romulus Vulpescu, în analizele de limbar specific românesc ale lui Constantin Noica. Astăzi, privite cu mare rezerve, toate nemotivate aceste rezerve, firește, Blaga impune și el o limbă românească unde conceptul și senzorialul coexistă armonios, o superbă conectare la modernismul european. Poetul Dinu Flămând Bunoar a reușit să transpună în limba română poeți spanioli sau italieni de mare subtilitate și adâncime. Cum? Printr-o perfectă cunoaștere a limbii materne, nu a doar acelei străine din care traduce. Exemplele pot fi nenumărate. Sunt convins, de pildă, că frazele unui eminent critic de poezie, regretatul Petru Poantă, au dăruit un spor de expresivitate limbii române prin controlatul său de intelect, entuziasm valorificator al liricii. Uneori mi se pare a fi prin stilul lui fascinant și prin ideația febrilă unui mai vârstnic lovinescian, Ion Negoițescu. Limba nuanțelor intelectuale cultivată de Gheorghe Grigorcu, un condei foarte activ în majoritatea paginilor presei literare, nu a încetat să mă uimească prin faptul că autorul nu își reia niciodată o sintagmă, fiind mereu departe de orice act repetitiv. Ca să nu mai spun de fraza cristalină a unui critic literar, ca Nicolae Emanulescu, a cărui raționalism și bun gust a marcat și influențat o epocă literară, un exercițiu critic conectat la valorile europene. Ați continuat de echipa de la România Literară. Că avem un critic adevărat în Ion Pop, în Ireana Petraș, nimeni nu se îndoiește. De asemenea, avem o expresivitate cu totul specială în poezia lui Horea Bădescu sau lui Ion Mircea, lui Vasile Ina și altora. Aceștia au ceea ce nu au, din păcate, condeierii, cei care scriu din obligație. Scriu versificatori căsniți. Scriu fără plăcerea folosirii limbii române ca un act de iubire intelectuală. În consecință, ni se impune ca un act de profesionalism și de răspundere morală prețuirea maximă față de bogatul zăcământ lingvistic care ne cheamă să-l explorăm și să-l prețuim. Să nu degradăm reducând la un limbaj de lemn, adică folosim prefabricate lingvistice și idei gata primite. Gustave Flaubert, ne amintim, are un cunoscut dicționar ironic al acestor prejudecăți care înlătură de fapt judecata proprie. Elogiul limbii române adună sub acoladea sa ca o aripă de vulturi din steme modul eroic prin care au rezistat în 1940 sub ocupanți românii din Basarabia, din Bucovina sau din Transilvania dictatului. Limba română nu e doar un fagure de miere, este și aceasta, dar mi se pare o frământătură făcută cu lacrimi, o pâine a spiritului care satură setea noastră de ideal și de sfințenie. Ea are suplețea formelor necesare reflecțiilor filozofice sau teologice subtile, de la Cantemir la Filocalie, de la vânturi spre înălțimea poeziei la exactul limbaj medical, unde greaca și latina sunt semințele în miezul dens și proaspăt al pâinii miraculoase. Hrană și anamneză, imanență și transcendență, toate contopite în lucrarea focului. Limba noastră este un dar pe care se cuvine să le elogiem. Mulțumesc! Mulțumim deosebit distinșilor conferențiari că
care ne-au făcut pe moment să ne simțim concetățeni al limbii române, care este patria mea, cum spunea Nichita Stănescu. În partea a doua a manifestării de astăzi dedicate limbii române, va urma un scurt recital liric susținut de actorul Ruslan Bârlea de la Teatrul Național, acompaniat de pianista colțan Bianca de la Opera Română și cadru didactic la Academia de Muzică Gheorghe Dima. De asemenea, Sorina Melean, student în anul întâi la Facultatea de Teatru din Târgu Mureș, va recita o poezie de Ana Blandiana, Descânt în ploaie. Vor fi recitate poezii din lirica clasică și contemporană românească. Audiție plăcută! Și la finalul spectacolului, domnul primar vă invită la un pahar de vorbă românească pe holurile acestea cu distanțarea socială firească. Vă mulțumesc! Limba noastră e o comoară, în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară pe moșie revărsată. Limba noastră e foc ce arde într-un neam ce fără de veste s-a trezit din somn de moarte, ca viteazul din poveste. Învățați-vă, dar graiul ruginit de atâta vreme, ștergeți slinul, mucegaiul al uitării în care geme. Răsăriva o comoară în adâncuri înfundate, un șirag de piatră rară pe moșie revărsată. Văzute și în graiul păstorilor murmură cântec de leagăn. Dar când patria însăși se naște și aceasta într-una se întâmplă, ce fel de limbă vorbesc ursitoarele? Miezul e în fruct și gustării menit, sâmburii însă țărânii, căci numai atunci voievod care-și ține țara și oameni în crengi ridicase-va tânărul pom. Tot așa, când vorbim, carnea cuvintelor noastre-i plăcere, se mistuie în gură. Dar cine? Spuneți-mi cine zvârle în țare năsâmburii limbii, să crească un grai mai curat, singurul care grăit primenește și ține în poporul. Cel ce sădește udava cu lacrima. Nu orice lacrimă însă va fi stingerea lacrimei. Numai poeții când plâng ne răscumpără plânsul. Mume, voi suflet de neguri al mamelor, voi ce auziți când atât de adânc bubuie timpul, că noi e tăcere. Pe cei ce într-o limbă virgină schimbă grăind ale patriei scutece, dați măsuratelor verbul lor, celui de sânge și foc, bunătate, să pară poporului cântec. Unde și când m-am ivit în lumină, nu știu. Din umbră mă ispitesc singur să cred că lumea e o cântare. Străini zâmbind, vrăjit suind, în mijlocul ei mă împlinesc cu mirare. Câteodată spun vorbe care nu mă cuprind, câteodată iubesc
lucruri care nu-mi răspund. De vânturi și isprăvisate-mi sunt ochii plini. De umblat, umblu ca fiecare. Când vinovat pe coperișele iadului, când fără de păcat pe muntele cu crini. Închis în cercul aceleași vetre, fac schimb de taine cu strămoșii, norodul spălat de ape sub pietre. Seara se întâmplă mult cum să ascult, în mine cum se tot revarsă poveștile sângelui, uitat de mult. Binecuvânt pâinea și luna. Ziua trăiesc împrăștiat cu furtuna, cu cuvinte stinse în gură, am cântat și mai cânt. Marea trecere, somnul lumii, îngerii de ceară. De pe un umăr pe altul tăcând, îmi trec steaua ca o povară. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Pururi tânăr înfășurat în manta-mi, ochii mei înălțam visător la steaua singurătății. Când deodată tu răsăriși în cale-mi, suferință tu, dureros de dulce. Până în fund băui voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic ard de viu ca Nesus, or ca Hercul înfelinat în hainai, focul meu al stinge, nu pot cu toate apele mării. De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet, pe-al meu propriu rug, mă topesc în flăcări. Pot să mai reînviu din nou luminos ca pasărea Phoenix? Piară-mi ochii tulburători din cale-mi, vino iar în sân nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit pe mine, mie, redă-mă.
ascultă. Ascultă cum cântă întâiele brume, dezmăți de culori în copaci ursuși. Acum te poți pierde pe străzi fără nume. E toamnă nebun de frumoasă la Cluj. Acum bate în turnuri o oră regală. Din vechi manuscripte vocabule ies. E un ceas când orașul în haine de gală încep să cânte Sumus dum juvenes. O stea poți purta noaptea asta pe umăr. Poți iubi, poți vorbi cu prietenii duși. Poți uita anii care se adună la număr. E toamnă nebun de frumoasă la Cluj. Sunt primul poet funcționar din oraș. Urc îmbrâncit erarhii, trolebuse, îmi car destinul și diploma trufici, îndesat cu lacrimi crepusculare, lehuze. Fac plecăciuni, pozez, sunt sceptic, învăț mersul pe sârmă zâmbitor și poznaș. Mă împotmolesc în cuvinte și le răsfăț. Sunt primul poet funcționar din oraș. Nu mă revolt, tăcerea e de aur, navetiți printre funcții ca veacul trăpaș, visez democrații eliberate de plaur. Sunt primul poet funcționar din oraș. Infatuat și sfios, cu alură de lord, îmi car cu evlavie cravata și teama. Ocolesc cafenelele, nu fac bine la cord. Tensiuni și boli rare în mine dau iama. Fac plecăciuni, pozez, sunt sceptic, învăț mersul pe sârmă zâmbitor și poznaș. Mă împotmolesc în cuvinte și le răsfăț. Sunt primul poet funcționar din oraș. Iubesc ploile, iubesc cu patimă ploile, înnebunitele ploi și ploile calme, ploile feciorelnice și ploile dezlănțuite, ploile proaspete și plictisitoarele ploi fără sfârșit. Iubesc ploile, iubesc cu patimă ploile. Îmi place să mă tăvălesc prin iarba lor albă înaltă. Îmi place să le rup firele și să umblu cu ele în dinți, să amețească privindu-mă astfel bărbații. Știu că e urât să spui, sunt cea mai frumoasă femeie. E urât și poate nici nu e adevărat. Dar lasă-mă atunci când plouă, numai atunci când plouă să rostesc magica formulă, sunt cea mai frumoasă femeie. Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că plouă și-mi stă bine cu franjurii ploi în păr. Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că-i vânt și rochea se zbate disperată să-mi ascundă genunchii. Sunt cea mai frumoasă femeie pentru că tu ești departe plecat și eu te aștept și tu știi că te aștept. Sunt cea mai frumoasă femeie și știu să aștept și totuși aștept. E în aer miros de dragoste viu și toți trecătorii adulmecă ploaia să-i simtă mirosul. Pe asemenea ploaie poți să te îndrăgostești fulgerător. Toți trecătorii sunt îndrăgostiți și eu te aștept. Doar tu știi. Iubesc ploile, iubesc cu patimă ploile, ploile feciorelnice
și ploile dezlănțuite, femei. Da, împărate! Am venit să mi te închin de nou. Schimba ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum ai fi sosit, cât suntem încă pe pace, eu îți spun, bine ai venit. Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierzi. Dar acum vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți, ori vei vrea să faci întoarsă de pe acum a ta cale. Să ne arăți și nouă mila măriei tale. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși le-om duce toate. De pace, de război. N-avem moști, dar iubirea de moșie e un zid, care nu se înfiorează de-a ta faimă, Baiazid. Și abia plecă bătrânul. Ce mai freamăt, ce mai zbucium, codrul clocotit de zgomot și de arme și de bucium, iar la poala lui cea verde, mii de capete pletoase, mii de coifuri lucitoare ies din umbra întunecoasă. Călăreți împlu câmpul și roiesc după un semn, și în cai lor sălbatici bat cu scările de lemn, pe copite iau în fugă fața negrului pământ, lângi scântei lungi în soare, arcuri se întind în vânt, și ca nori de aramă și ca ropotul de grindeni, orizontul întunecându-l, vin săgeți de pretutindeni, vâjâind ca vijelea și ca plesnetul de ploaie, urlă câmpul și de strigăt și de tropo de bătaie. În zadar striga împăratul, ca și leul în turbare, umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare, în zadar flamura verde o ridică înspre oaste, căci cuprinse-i de pe ire și în față și în coaste. Căci se clatină rărite și ruluși de bătălie, cada sabica și pâlcuri risipite pe câmpie, în genunchi cădeau pedeștrii, colocai se răstoarnă, când săgețile în valuri, care șuieră se toarnă și lovind în față, în spate, ca și crivățul și gerul, pe pământ lor li se pare că se năruie tot cerul. Mircea însuși mână în luptă, vijelea îngrozitoare, care vine, 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 calcă totul în picioare. Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliți, printre cetele păgâne trec rupându-și large uliți. Risipite se împrăștia dușmanilor și raguri și venind biruitoare tot veneau a țării steaguri ca potop ce prăpădește, ca o mare turburată. Peste un ceas păgânitatea e ca pleava vânturată. Acea grindină oțelită înspre Dunăre o mână, iar în urma lor se întinde falnic, armia română.
În aceeași limbă, toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz. Și doar în limba ta poți râde singur și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, cu al tău pământ, cu cerul tău în față, tu taci atunci, tot în limba ta. Mulțumim. Mulțumim și vă mulțumesc că ați fost niște adevărați susținători pe acest soare extraordinar și frumos. Și la mulți ani limbii române. Mulțumim pentru participarea la acest eveniment organizat și dedicat limbii române, organizat de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Uniunea Scriitorilor Filială a Cluj. Mulțumim actorilor de la Teatrul Național și Opera Română și vă invităm la un pahar de vorbă aici în fața cazinoului.